care făceau fapte bune. Astăzi i-am invitat în bisericuța noastră ca să arătăm că am învățat lecția de la ei. O lecție pe care și am preluat-o de la colegii mei. Sunt și eu aici de la începuturi aproape. Și dacă colegii mei, pentru că în ei îmi stă puterea, astăzi mie, în urmă cu ceva timp altora, au înțeles și s-au unit și au construit pe acea piatră. Am înțeles că templul vine de la o piatră. Cel primul care a intrat într-un templu s-a suit pe o piatră. Și au înțeles că trebuie să construiască din inimă și cu drag această biserică. Noi astăzi suntem datori să o cinstim. Vă mulțumesc tare mult, colegii mei, care astăzi drumul vă poartă prin diverse alte locuri. Vouă trebuie să vă mulțumesc în primul rând că suntem și această biserică este ceea ce este, pentru că voi ați fost buni și sper să ajungem și noi la fel de buni ca voi și să o ducem mai departe. Ca să nu mai lungesc, am aici trei fetițe care, așa cum vă spuneam, m-au învățat să fiu mai bun. Am fost la Ghiozdanul cu bucurii. Și jandarmeria, printr-o coincidență, a fost alături de copiii care au primit acele ghiozdane. Și acolo am dat de niște copii care au dat de la ei, din puținul pe care l-aveau, și l-au donat celor care sunt și mai nefericiți, pot să spun, și au sprijinit. Astăzi, datorită vouă, dragi colegi, în primul rând, datorită vouă și a câtorva prieteni, am reușit să strângem acea sumă care, ciudat, era cea mai mare sumă strânsă în cadrul campaniei, venită de la acești micuți simpli. Și să vă dăruim înapoi și să vă bucurați de excursia pe care ați planificat-o și la care ați renunțat pentru colegii voștri. Vă mulțumesc tare mult! Haideți în față! Și mulțumesc tare mult părintelui care conduce și cred că pe drumul pe care ați pornit cu ei va fi drumul care trebuie. Și ei vor fi sigur mai buni ca noi. Mulțumesc, părinte! Copil, nu știu unde este copilul meu, se joacă. Mihai, am vrut să...